au văzut vecinii de partea cealaltă, au auzit bubuituri și scântei, au văzut foc. Foc și au sunat la pompieri. După care au venit pompierii, au încercat să facă ceva, n-au putut. Și cam atât. Au venit pompierii, a stins foc, au început să caute cadavru. Au fost sigur că nu-l mai găsesc. De câte noapte? Locuia singur, bătrânul? Singur. De mult timp? De mult. Și de la ce credeți că a luat casa foc? De la Reșeu. De la Reșeu? Se încălzea cu Reșeu? Scurt circuit, a luat prima dată sala, după care a intrat în casă. Focul și... A avut sala cum e la Ana de pe Feleu, așa. A luat sala și până a venit pompieri, a venit târziu. Nu am mai putut să ține domnișoară, că a fost toate alea uscate. Era un cor, Doamne, nu! De când zic m-am uitat așa ceva? Mie nu mi-a luat foc, n-am... Nu știu cum a făcut, ce a făcut, nu știu. Cred că de la Reșeu, dar Reșeu l-a avut în partea aia acolo. Cea că tata a luat de aici, l-a luat de la frigider, că a avut pe frigiderul acesta.